Mulțumesc, am emoții, stau mai degrabă în spatele camerelor și nu în lumina reflectoarelor cum sunt aici. Am venit să vorbesc despre imagine și m-am tot gândit cum să zic importanța imaginii, puterea imaginii, greutatea imaginii în lumea în care trăim. Hai să dăm un play și să vedem. Da, mă numesc Eduard Schneider, după cum scrie aici, sunt producător media, am făcut muzică, cum a zis Andreea, și acum fac imagine. Hai să începem cu începutul. Imediat. Ceea ce vedeți este cald ieșit din cuptor. Merge, lasă-l că merge. L-am tot încercat să-l compactez cât mai mult și a ieșit destul de lung, a ieșit 22 de minute. Trebuia să fie 16. Așa, deci sunt născut în Sebeș, locuiesc în Sebeș. Sunt unul dintre decreței, cred, sunt născut în 70. Părinții mei erau foarte tineri pe atunci, studenți. Și n-a fost să fie între ei, au divorțat, amiabil, și m-a crescut bunica din partea tatălui. Bineînțeles că m-am mai văzut cu părinții și au fost într-o relație super amicală. Da, am avut o copilărie cât se poate de fericită aici. Mă vedeți cu bunicul pe lac, mă învață să patinez. Și da, am avut tot ce puteam să am. Și ce aș fi putut să am. Aici la dansurile populare, la școală general în Sebeș. Și în 1984 am plecat în Germania, la familia tatălui meu. Aici am fost confirmat, adică am fost botezat ortodox, crescut catolic de către bunica și confirmat protestant în Germania. Am trecut prin toate, le-am văzut toate curentele. Sunt credincios totuși, cred în Dumnezeu. Și aici sunt în Franța. După 90 m-am mutat în Franța. Am venit în 89, am fost printre primii turiști, între ghilimele, care au intrat în țară cu foarte mare entuziasm. Astea sunt fotografii pe care le-am făcut atunci, la vârsta de 19 ani, și care au și acum un foarte puternic impact emoțional asupra mea. Deci asta este strada pe care am crescut. Unii zic că nu trebuia să fotografiez câinele în poziția respectivă, dar mie mi s-a părut șar în fotografie, ceva ce nu poate fi. Da. Două hire, două paie. Da, am înțeles, iată-l și pe DJ Fender. Aici m-a apărut pentru prima oară la televizor. Iată, există și sub formă de casetă, dacă vreți. Trăiești în România? De acum încolo, cred că da. Pe cuvânt? Da. La ce ți-a venit? După 90, eu trăiam tot anul dincolo pentru acele 2-3 săptămâni pe care le petreceam. Deci eram student. În vacanță, când veneam să-mi vizitez bunicii care m-au crescut și prietenii din Sebeș. Mi-au zis, măi, ești sigur de ceea ce vrei să faci? Așa, să fiu un om serios. Da, deci ai făcut totuși. Sunt imagini pe care le-am filmat în Sebe și care au devenit virale pe net, pentru că nimeni nu a filmat în anii 90 aiurea prin oraș. Oamenii filmau chestii importante, nunți, chestii. Am filmat aiurea prin oraș și au rămas imagini. 6 luni de zile reușesc să fac ceva în România, să creez ceva care să aibă, să facă valuri la scară națională, rămân. Și continui calea asta. Dacă nu, mă întorc și voi fi un funcționar și restul vieții voi ștampi la acte. 6 luni de zile mi-am dat. 60 de ani să zic, măi, dacă ar fi funcționat, dacă mergea chestia aceea. Și a fost nebunia asta de a face ceva prin care nu să șochezi, dar să atrag atenția și să arăt ce se poate face în a sensibiliza oamenii. Și atunci am devenit DJ Phantom. Da. Muzica a fost întotdeauna pasiunea mea, am lucrat în studiouri și am pus muzică în cluburi dincolo. Prin remixurile pe care le-am făcut am atras atenția publicului larg, dar mai ales a artiștilor vremii, și sunt onorat să spun că sunt singurul care a lucrat cu Andrei și cu B.U.G. Mafia. Da, au trecut foarte mulți prin mâna mea, am rămas încăpățânat să rămân la mine în Sebeș și am reușit să-i aduc pe ei la Sebeș decât să mă mut eu la București. În fine, de la muzica pentru copii până la muzică pentru oameni mari, Direcția 5, Ștefan Bănică Junior, multe chestii grele și adevărate, până în... da, aici eram la mare, am filmat primul videoclip.
produs în jur de 60 de albume, foarte, foarte multe piese și sunt mândru de acest lucru, mai ales că am reușit să fac asta din Sebeș. Unii spun că am fost cel mai, nu știu, cel mai influent profesionist din muzica comercială de după 89. Nu știu. Consider că am pus umărul și am făcut ceea ce trebuia să fac și a fost momentul potrivit pentru a face acel lucru. Asta este o altfel de piesă. E un ecran negru și vă arăt asta tocmai ca să vă dați seama ce ar însemna suport vizual pentru această piesă. Sunt extrase din filme, din emisiuni radio, emisiuni TV pe care le-am văzut atunci în Franța și poate astăzi pare ceva banal, s-au mai văzut și s-au mai auzit chestii de genul acesta, dar atunci a fost foarte important pentru mine să fac acest lucru. Pe vremea când eu eram student, se ascultau nu la petreceri, se ascultau după petreceri și erau momente din astea de... Erau momente care aveau încărcătura și emoția unor spectacole în toată regula. Era ca și când ai fi la teatru, ca și când ai fi la film. Tu ești un tip mai retras. N-ai vrut să vii la București, ai preferat să rămâi la Sebeș? Tot sufletul acolo, în Sebeș. The beautiful country of Romania, especially to you. Wonderful people of Sebeș. Ce, gata, jumătate de zi la Sebeș și ești ghicitoare? And this project would not have been possible if it weren't for the kindness and the generosity and assistance of the people of Sebeș and Lancrum. And about 20% of the film was shot in Sebeș. Și aproximativ 20% din film s-a filmat aici, în zona din Sebeș. Am dovedit că se poate, chiar și în combinație cu aceste camere. Deci nu a fost filmat cu camere de sute de mii de euro. Acesta este videoclipul pentru Eurovision 2010. A fost premiat cel mai elaborat videoclip și ce ați văzut înainte au fost imagini din ceea ce urma. Și încerc pe cât posibil să le fac acolo unde am eu bârlogul, în Sebeș. Și recunosc că îl iubesc, frate, curele cu bine, că e colțul da, de lume. Poate râdeți de mine că exagerez cu Sebeș. Da, mi-ar fi spus acum un an că a... Da, sunt extrasă din filmul Pop-Up, pe care l-am coprodus și este un succes internațional. Da, și a fost să fie, să-mi găsesc jumătatea în Sebeș, la două străzi distanță de unde m-am născut, nu în Germania și nu în Franța. O iubesc. Și el este fiul meu, Victor, care are 14 ani acum.
Da, deci la scurt timp, după ce am făcut cam tot ce consider că se putea face în muzică, am trecut pe vizual. Mai întâi am făcut videoclipuri, pe urmă am cumpărat tot mai mult echipament și am învățat de la alții, am trecut la filme, filme documentare. Da, aici e o greșeală de montaj, vă rog să mă scuzați că revenim la videoclip. Da, publicitate, am făcut campaniile Euro GSM din 2009 încoace și sunt foarte mândru de asta. Am lucrat pentru branduri mari, precum Mercedes-Benz și Porsche. Am filmat în lumea întreagă, din Thailanda, în Qatar, în Germania, în Ibiza. Și totuși m-am întors mereu în Sebeș, pentru că aici sunt acasă și aici îmi este sufletul. Și filmez cu drag și gratuit imagini de interes civic, imagini care ajută orașul și pe lângă asta am început să mă ocup și de educație. E o deosebită plăcere pentru mine să împărtășesc experiența mea și aici testez prototipuri de echipamente pentru firmele pe care am ajuns să le reprezint. Sunt ambasador de marcă pentru 5 branduri internaționale. Și îmi place să mă distrez cu copii mai tineri și cu copii mai bătrâni. Este exact același cadru la un workshop de... Da, e o cameră specială. Acesta este studioul pe care l-am în Sebeș și nu vi-l arăt ca să mă laud, ci pentru că sunt mândru că l-am realizat într-o fabrică, într-o ruină, de fapt, pe care am pus-o la punct și am lucrat la ea un an de zile. Și mi-am permis să fac tot ce n-aș putea să fac într-o casă de om normal, deși nu cred că sunt prea normal. Acesta este biroul și acesta e studioul care vreau să-l folosesc atât pentru teste și chestii care se fac în mediul controlat, dar și pentru educație, cursuri. Au început să vină studenții de la Cluj, de la UBB, la SEPE și sunt foarte mândru de asta. Astea sunt planurile de viitor. Studioul este în partea dreaptă. Acolo aș vrea să fac un muzeu. Dar vreau să vă zborez despre imagine. Omul dintotdeauna a vrut să se reprezinte, să își arate apartenența la un grup sau felul său de viață. Așa că unii reușesc mai mult sau mai puțin bine să facă acest lucru. Imaginea a fost întotdeauna foarte importantă, simbolul, alfabetul, apoi în religie imaginea a jucat un rol esențial și în evul mediu a început să apară pictura, standardele de frumusețe, imagini politice și din viața de zi cu zi. Prima fotografie a apărut în 1826. Și acesta este primul portret în 1839. Primele imagini în mișcare în 1878. Și prima filmare propriu-zisă în 1895. Mă întreb, what took you so long? Intrarea unui tren în gară, faimoasă scenă care a șocat publicul, care fugeau din săl când vedeau cum intră trenul în gară. Primul film de science fiction din 1902. Repede oamenii și-au dat seama potențialul trucurilor vizuale, ce se poate face, însă cinematografia n-a fost luată în serios, era mai mult ceva de bâlci până atunci, însă Charlie Chaplin a adus-o la nivel de artă și la nivel de industrie. După părerea mea, Charlie Chaplin și Buster Keaton au fost cei care au dus-o la nivel de industrie și s-au născut toate chestiile adiacente. Primele filme cu sonor, care au fost un alt mare pas înainte. Și filmul Color, care a fost o adevărată revoluție. Din păcate, imaginile au fost și folosite ca și mijloc de propagandă în stil negativ, dar arată și oameni cum el, care sunt rezistența și simbolul victoriei.
După al doilea război mondial, industria publicitară și-a luat un avânt imens. Imaginile timide de la începutul secolului au fost la mare cerere. Li s-a luat locul de către o industrie publicitară care a schimbat totul. Oamenii de rând au început să aibă camere de filmat și, datorită lor, avem astfel de imagini. O asasinare președintele, că e o imagine tristă, dar emblematică. Primul pas pe lună, o imagine care spune foarte mult despre ce vrea omul să facă și unde să ajungă. Această imagine suntem noi toți, întreaga umanitate, cu mic, cu mare, cu plante și toate cele. Prima imagine digitală din anii 50 și o imagine pe care cei mai în vârstă ne-o amintim cu toții. O imagine care este în subconștientul nostru și care a marcat o epocă. Nu știu ce să zic. Cine își amintește? Sunteți tineri. Stimați telespectatori, bună seara. Cea de-a doua sesiune a celei de-a noua legislaturi a Marii Adunări Naționale s-a încheiat într-o atmosferă entuziastă, plină de însuflețire. S-a dat glas sentimentelor de alasă stimă și acesta este un simbol al vremurilor în care ni se spunea ce trebuie să facem și cum să gândim. Care acționează cu eroism și exemplare. Veți vedea mai târziu ce a însemnat progres și libertatea socialiste pentru creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului român, pentru afirmarea aspirațiilor sale de pace, destindere și largă colaborare internațională. A apărut tehnologia video, camerele și recorderele care permiteau vizualizarea imaginilor fără a fi developate, mult mai simplu și mult mai accesibil. Aceasta este o imagine video care m-a marcat pe mine cel mai mult la acea perioadă. Acel anonim, acel om care s-a poziționat în fața tankerilor în China, în Beijing, în piața Tiananmen și a rămas total anonim. Nu se știe cine este acel om, ce a ajuns, nu a căutat faima sau poate nu mai este printre noi. Cine știe, în orice caz, a dat dovadă de un foarte mare curaj să facă asta în acele vremuri. A urmat revoluția la noi, schimbarea și am ajuns pe coperțile revistelor din Occident. I've lifted a single memory cell from a 6-year-old you. În anii 90, progresele tehnologice, prima clonare. That's the method. The actual nuts and bolts of doing it is a little bit more complicated than that. Și apoi 11 septembrie, ziua după care lumea nu a mai fost aceeași. A urmat internetul, explozia în care cunoașterea înseamnă putere. Și rețelele de socializare au schimbat cu totul felul în care comunicăm, felul în care interacționăm și acest domn a inventat celebrul selfie. Nu cred că știa ce face la vremea respectivă. Și ce impact vor avea acțiunile lui pe viitor. Da, aceasta este lumea în care trăim. În mod, puterea imaginii este cea mai importantă, nu știu, imagini care altădată nu dădeau de bănuit și erau imagini normale, astăzi nu dau de bănuit, din păcate, sunt vremuri ciudate în care ne alienăm, ne depărtăm mai mult unii de alții decât să ne apropiem și să ne știm prioritățile, să știm ceea ce este important, cât de important sunt cei din jurul nostru, familia, și ne este dor de vremurile de altădată. Simbolurile puternice de pe internet și creativitatea adusă oamenilor care conștientizează puterea pe care o au prin imagine. Fără niciun fel de chestie politică, pur și simplu, pur estetic și din creativ. Filmele au evoluat. Acestea erau filmele din anii 50. Și filmele din 2016 au devenit cu totul altceva. E doar o chestie de buget și de efecte speciale. Putem să ne gândim la ce ar fi dacă.
prin rețelele de socializare. Astea le-am găsit și mi s-au părut fantastice fotografii. Prelucrări, spuneți-i cum vreți. Chestii noi, meme, meme, așa se numesc, aceste fotografii cu un text care dau anumite mesaje. Nu mai avem timp să citim, vedem o poză și trei cuvinte, deducem de acolo ceva și ne fac să zâmbim. Simboluri noi, pentru generații noi, pentru vremuri noi. Trash Dove este cea mai nouă chestie pe care n-am înțeles-o nici eu, trebuie să caut pe Wikipedia. Oameni serioși nu se iau atât de în serios pe cum ar trebui. Au făcut Ice Bucket Challenge și... îmi place lucrul ăsta. Îmi place lucrul ăsta pentru că nimeni nu ar trebui să se ia mai în serios decât... Asta e alt curent care se numește Mannequin Challenge. Tot așa, își prind mintea oameni serioși cu chestii ciudate de copii de pe internet. Stau nemișcați, a clipit. E mafie curată! Da, deci în concluzie, încotro ne îndreptăm. Am vrut să vă arăt puterea imaginilor, impactul emoțional și, nu în ultimul rând, o caricatură a ceea ce suntem și a ceea ce am devenit. Vă mulțumesc!